Mai mulți craioveni au postat pe rețelele de socializare filmulețe și poze în care arată cum se circulă cu tramvaiul. Pasagerii avertizează că ușile mijloacelor de transport se deschid în mers și sunt nevoiți să apeleze la diverse metode pentru a nu se întâmpla tragedii. Fie pun pietroaie la uși, fie le țin cu mâna până ajung la destinație. Metoda pietroiul se aplică în cazul în care ușa tramvaiului se deschide în interior. Pentru a nu se întâmpla vreo tragedie, omul trebuie să reacționeze prompt, să aibă forța necesară să tragă de ușă, dar și să o țină închisă cu mâna până la prima oprire. Primăria municipiului Craiova intenționează să achiziționeze cu fonduri europene un număr de 17 tramvaie noi cu lungimea de 25 de metri în valoare de 40 de milioane de lei. Deocamdată proiectul a ajuns în faza de licitație.